De la 1 ianuarie 2013, rețeta electronică a devenit obligatorie în România. De la 1 iulie anul trecut, medicii de familie din Bouțeni au prescris rețete electronice pacienților pentru a se acomoda cu sistemul, dar și pentru a sesiza eventualele probleme cu care se confruntă. Au trecut 6 luni de atunci, rețeta electronică a devenit obligatorie în toată țara și se pare că toți medicii de familie din județul nostru s-au acomodat cu noul sistem. Potrivit unor date furnizate de Casa de Asigurări de Sănătate din Bouțea, în sistem au fost prescrise electronic până în acest moment 148.683 de rețete electronice. Tot potrivit datelor furnizate de CJAS Dâmbovița, toate cele 183 de farmacii și oficine locale aflate în relație contractuală cu casa sunt pregătite tehnic să elibereze medicamente de pe rețete electronice. În iulie au prescris rețete în format electronic un număr de 76 de medici de familie, în august 108, în septembrie 134, în octombrie 173, în noiembrie 192, în decembrie 229 din total 235 aflați în relație contractuală cu casa. Evident că de la 1 ianuarie 2013 toți cei 235 medici de familie aflați în relație contractuală cu casa de asigurări utilizează prescripția electronică în exclusivitate, atât în format online, cât și în format și offline la cabinet și offline la domiciliu. Din totalul de 183 de farmacii și oficine locale de distribuție aflate în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, toate eliberează la acest moment prescripții medicale în format electronic. Sistemul oferă raportări prin care Casa Națională de Asigurări de Sănătate și casele județene deopotrivă verifică dacă prescrierea medicilor se regăsește în ceea ce eliberează farmaciile la prețuri compensate. Ca măsură suplimentară, prescripția electronică vine și în sprijinul medicilor, reducând riscul erorilor de prescriere. Spre exemplu, dacă sunt prescrise medicamente incompatibile între ele, medicul este avertizat de sistem. Similar se întâmplă și dacă doza prescrisă pacientului este mai mare sau dacă nu se respectă regulile impuse de sistemul de decontare. Datele pacientului sunt protejate, diagnosticul fiind tipărit, codificat.